o mică pauză pe care sper că ai făcut-o, revenim la lecția a doua de limbă română și continuăm să vorbim despre Moșoviscul și Primăvara după Mihail Sadoveanu. Dacă ai fost atent la lecția trecută, îmi vei spune de ce și viscol și cuvântul primăvara sunt scrise cu litere mari. De ce? Așa, pentru că aici în text viscolul și primăvara sunt personificate, au primit însușirile unui om și au devenit ca niște personaje, parcă ar fi niște oameni. În realitate, în viața de toate zilele și cuvântul viscol și primăvara nu sunt substantive proprii, ele se scriu cu literă mică. Continuăm cu o lectură selectivă, adică citești doar ceea ce îți spun eu. Ai luat manualul înainte și zic, citește fragmentul sau alineatul ce arată, care este introducerea textului. Introducerea este aliniatul de la început. Începe cu era și se termină cu totul în jur. Butonează pauza și citește cu voce. Bine, continuăm. Găsește încheierea textului. Așa, aliniatul de la încheiere este ultimul aliniat, începe mulțumită și se sfârșește cu de viorele. Pune pauza și citește aliniatul. Sarcina a treia. Găsește în text fragmentul în care se vorbește pe cine vrea să-l cheme în ajutor Moș Viscol. Ai găsit? Repejor, repejor. Da. Să poftească începe fragmentul și se termină cu Moș Viscol. Pune pauză și citește. Bravo, ai reușit. Hai să înțelegem mai bine textul și să răspundem la întrebările care le ai și tu la pagina 157 după text. Ți-amintesc că atunci când răspundem la întrebări, răspundem cu cuvintele din întrebare sau cu cuvintele din text și răspund cu propoziții dezvoltate, nu răspund doar printr-un cuvânt două. De exemplu, ce a hotărât să facă Moș Viscol pe la sfârșitul iernii? Păi răspund de plin. Pe la sfârșitul iernii, Moș Viscol a hotărât să înghită totul în jur sau să arunce zăpadă peste pământ. Tot așa, pune pauză și răspunde oral, nu scrii, la întrebările care le ai tu, de la 1 până la 8. Dacă ai revenit, înseamnă că ai sfârșit. Sarcina următoare este... În pagina 158 găsește exercițiul 5. Hai să citim împreună sarcina. Selectați din cuvintele de mai jos pe cele care arată A. Trăsăturile lui Moș Viscol, adică cum este Moș Viscol. A. Pric înseamnă înflăcărat. Da. Furios, adică supărat. Ce zici? Da. Blând? Nu. Cumplit, adică răutăcios? Da. Năprasnic, cu multă răutate? Da. Îndrăzneț? Da. Acum, trebuie să alegem trăsăturile primăverii. Biruitoare? Da, pentru că oricum îl biruie pe Moș Viscol. Grăbită? Nu, pentru că știe că toate vin la locul lor. Mândră? Da. Sălbatică? Nu. Timpurie, adică vine de vreme? Nu cred. Dar poate și să fie.
fie, pentru că în textul nostru zice că a venit la sfârșitul iernii. Dulce, da, cu sens figurat, frumoasă, dragă. Continuăm. Găsește exercițiul 6 și ascultă foarte atent explicația. Hai să citim sarcina. Transcrieți propozițiile înlocuind cuvintele evidențiate cu sinonimele lor din text. Deci, ai propoziții cu niște cuvinte evidențiate. Tu trebuie să transcrii în caietul tău propoziția dar, în loc de cuvântul evidențiat să scrii sinonimul. Eu îți vin în ajutor. Odinioară înseamnă cândva. Deci tu vei scrie în caietelul tău cândva pe vremea aceasta mirosea primăvară. În propoziția a doua ai nea și sinonimul, la sigur că știi, zăpadă. Transcrii propoziția, dar în loc de nea scrii cuvântul zăpadă. În propoziția a treia ai au străbătut, adică au străpuns. Și în ultima propoziție, văzduh, aer, mireasmă, miros. Spor la lucru. Îți vin în ajutor ideile pe care ți le-am dat eu, dar înainte de a te apuca de transcris, nu uita, scrii îngrijit, caligrafic și corect. Pentru asta îți iai poziția corectă în bancă și te apuci de lucru. Bravo! Îți propun să repetăm în continuare părțile de vorbire și ai următoarele sarcini. Selectează din text 3 substantive, adică cuvintele care arată lucruri, ființe, fenomene ale naturii. Mai jos scrii cu verde 3 pronume, 2 puncte. Îți amintești pronumele eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, le cauți care sunt în text. Apoi din rând nou, 3 verbe, 2 puncte. Găsești cuvintele care arată acțiuni. Și încă o sarcină. Te invit să potrivești tu singur, nu din text, dar tu singur, 3 adjective care ar arăta însușirile primăverii. Ce fel de primăvară? Scrii primăvară, 2 puncte, și scrii 3 adjective. Butonează pauza și lucrează. Ce hărnicuț ești, ai revenit deja. Și pentru că am lucrat destul, tema pentru acasă este citește de 5 ori textul. Dacă citești corect și fluent, e de ajuns. Dacă vezi că mai trebuie încă puțin de citit, mai fă o pauză și mai citește o dată, de 2 ori. Apoi, efectuează exercițiul 7 din pagina 158. Zice să alcătuiți niște enunțuri cu ajutorul îmbinărilor de cuvinte. Îți amintesc, propozițiile trebuie să fie bine gândite. Întâi le pronunți, le spui tu, să vezi dacă sunt bune, sunt frumoase, apoi le scrii în caietelul tău, corect, îngrijit și caligrafic. La revedere!